Pentru că telefonul a decis data trecută că am vorbit prea mult și mi-a tăiat microfonul. Continuăm discuția despre ouăle de gâscă, recoltare, depozitare, incubare și așa mai departe. Să zicem partea a doua. La sfârșitul primei părți spuneam despre faptul că gâștele se deosebesc de celelalte specii de păsări domestice. Din acest punct de vedere, ele nu pot fi mutate. Adică dacă pe o curcă, repet, o putem lua și o putem pune în altă parte, într-un cuib ales de noi și ea va continua să clocească și va scoate pui din ouăle pe care le punem noi la clocit, cu gâsca nu merge așa. Nu numai cu gâsca, cu palmipedele în general. Cu gâsca, cu rața leșească și cu rața comună, nu se poate proceda la fel cum se procedează uneori cu o curcă sau cu o găină. Deci pe o gâscă nu o putem lua să-i schimbăm cuibul. Încă o chestiune. Nu spălăm ouăle. Sunt unii care spală ouăle. După cum se poate vedea, aceste ouă sunt destul de murdare și eu le voi pune la incubate exact așa cum se află acum. Nu e niciun fel de rușine. Nu trebuie să ne rușinăm de faptul că sunt ouăle murdare. Adică nu avem condiții prea bune de creștere, că e noroi prin curte și de asta s-a murdărit coaja. Da. La cât a plouat și având în vedere că vorbim despre păsări de apă, ouăle pot fi murdare, ca și în cazul ăsta. Unul e mai curat, unul e mai murdar. Nu e niciun fel de problemă. Repet, nu trebuie să ne fie rușine. Și în Germania, la mari crescători, am văzut ouă murdare puse la incubat. Sigur, dacă gâștele ar fi crescute pe o pășune foarte întinsă, înierbată, și-ar avea și și-ar alege ele locul de cuib, probabil că majoritatea ouălor ar fi destul de curate. Am spus destul de curate, pentru că și în acest caz este foarte posibil ca unele să fie murdare. De ce? Deoarece, sigur, pasărea arată foarte bine, penajul este curat, sănătos și așa mai departe, dar labele sunt murdare, pentru că merge prin noroi. Și odată cu intrarea în cuib, murdărește și ouăle existente. Deci, repet, nu spălăm ouăle. Ouăle au un strat protector, în mod natural. În momentul în care este ouat, un ou are ca un mucus. Coaja lui este umedă. În momentul în care a luat contact cu aerul, deci a fost ouat, acel mucus se usucă și formează un fel de strat protector. Chiar dacă se murdărește de noroi, acel strat protector nu se deteriorează. Prin urmare, îl lăsăm așa ou. Dacă îl spălăm noi, atunci deteriorăm acel strat protector și nu este cazul. Deci ouăle se pun la incubat exact așa cum se găsesc. Mare atenție la umiditate, respectați fiecare în funcție de incubatorul, de modelul de incubator pe care îl folosește. Respectați indicațiile producătorului. Vedeți că producătorul spune, domnule, umiditate și temperatură trebuie să fie atât pentru ouă de găină, atât pentru ouă de gâscă. Vă dau două exemple. Respectați acei parametri. Aerisiți ouăle. Unii crescători, și am stat de vorbă și cu un crescător rus, care spune, domnule, în primele două săptămâni nu aerisesc ouăle. Mă rog, mai bine ar fi, mai bine spus, un crescător din Rusia, pentru că el este de același neam cu noi, din Tula. Omul spune, domnule, primele două săptămâni nu aerisesc ouăle. Începând cu a doua săptămână, deci în a treia și a patra, eu le aerisesc din ce în ce mai mult, astfel că spre sfârșit le pot lăsa destul de mult descoperite. Mai puțin chiar ultimele zile, atunci când încep bubucii să eclozeze. Și din momentul în care bubucul a spart coaja, mai stă 24 de ore până când iese. Eu aerisesc ouăle și în primele două săptămâni, dar în reprize destul de scurte. După aceea, într-adevăr, în săptămâna numărul 3 și numărul 4, în reprize destul de lungi. Ce înseamnă aerisirea? Înseamnă că luați capacul și lăsați o perioadă ouăle așa. Fără capacul pus. 5 minute, 10 minute, în a treia, a patra săptămână pot sta și un sfert de oră sau poate chiar o jumătate de oră dacă temperatura ambientală este una destul de ridicată. De ce? Pentru că și în natură și în curte, gâsca, vedeți că părăsește cuibul și merge, se scaldă și așa mai departe. De foarte multe ori, gâsca acoperă ouăle. Dar dacă afară este foarte cald, uneori le mai lasă și semi-acoperite. Stropitul ouălor. Sunt unii crescători care stropesc ouăle în incubator de la început până la sfârșit. Alții care le stropesc doar la final. Eu le stropesc în general în ultima parte a incubării. Dar am grijă să respect acei parametri pe care îi recomandă producătorul.
Nu vă speriați dacă bobocii în momentul în care au ciocnit, pentru că ei ciocnesc, fac gaură și după aceea nu mai fac nimic. Nu vă speriați dacă vreo câteva ore nu se mai mișcă. Gândiți-vă că bobocul depune un efort foarte, foarte mare pentru a face acea gaură. Coaja oului la gâscă este foarte groasă. După aceea are nevoie de odihnă. Și își recapătă, își recuperează puterile, forțele și continuă munca de eclozare. Sigur, dacă au trecut 24 de ore și bobocul nostru nu a avansat deloc, nu a mai spart deloc coaja, este cazul să intervenim, dar cu mare atenție ne uităm să vedem dacă vinișoarele de sânge s-au tras, adică sângele din acea membrană din interiorul oului s-a tras în boboc, pentru că altfel riscăm să rupem coaja și să provocăm o hemoragie, pentru că odată cu coaja rupem și acele vinișoare de sânge și atunci provocăm o hemoragie care nu este deloc bună pentru boboc. Și așa boboc e destul de sensibil în aceste momente, prime momente ale vieții sale, deci cu mare grijă. Dacă incubația are loc în mod natural, nu intervenim absolut deloc. Decât dacă am văzut ouăle ciocnite și peste 24 de ore constatăm că în continuare bobocii n-au eclozat, ajutăm puțin pe unii dintre ei. Bine ar fi să nu intervenim deloc. Eu am avut rezultate foarte, foarte bune, evident, la gâște. Rezultate foarte bune se obțin și cu incubarea ouălor de gâscă la rața leșească. Și de asemenea, rezultate bune se obțin și incubând ouăle de gâscă la curcă. Și eu am făcut lucrul acesta. Pe canalul meu se găsesc câteva filme în care arăt rezultatele pe care le-am obținut incubând ouă de gâscă cu incubatoarele naturale numite curci. Curci țărănești românești, atenție, nu curci de carne, hibrizi comercial sau mai știu eu ce alte astfel de păsări. Curci țărănești românești cu o greutate destul de mică, păsări rustice care clocesc foarte, foarte bine. Sunt persoane pe YouTube care mă întreabă, domnule, când va oua gâsca mea? Oameni buni, sigur, unii sunt copii și pe ei îi înțelegem, dar pe adulți nu îi pot înțelege. O ființă vie, o gâscă în speță, nu este un robot, nu e un soft pe calculator. Tastăm ceva și ne dă rezultatul sau băgăm în program și obținem un rezultat. O ființă vie se comportă diferit de la caz la caz. Nu putem să spunem cu exactitate gâsca ta va oua începând cu luna februarie sau martie sau aprilie. Gâsca ta va face 7 ouă anul ăsta sau va face 15 ouă. Ouatul, clocitul, sunt procese care se declanșează la o pasăre în funcție de foarte mulți factori. Ouatul e declanșat de temperatura exterioară, e declanșat de orele de lumină pe care le are o zi. Este declanșat de starea de sănătate a păsării. Este declanșat de vârsta păsării. Este declanșat de activitatea pe care o are în pereche. Dacă noi am pus gâștele în pereche în luna februarie, păi nu putem să ne așteptăm la rezultate spectaculoase, pentru că perechile de gâște, de palmipede în general, și la rațe. Dar la gâște este cel mai important lucru acesta. Familiile de gâște se formează toamna. Deci noi intrăm în iarnă cu familii deja formate. Maxim iarna la începutul iernii. Nu putem să luăm o gâscă și un gâscan să-i punem împreună în martie și să sperăm că vor oua, vor cloci și ce să vezi, vor crește bobocii fericite ca o familie. Pentru că păsările nu au avut timp să se acomodeze una cu alta. Sigur că până la urmă se vor împerechea, dar mai greu. Dacă în schimb luăm o gâscă și un gâscan, îi punem împreună la noi în curte în luna decembrie, la începutul lunii decembrie sau în noiembrie și mai bine. Păsările respective au timp să se împerecheze, să formeze o pereche, o familie, să se cunoască, să se acomodeze una cu cealaltă. Și atunci lucrurile vor decurge foarte, foarte bine. Deci la întrebări de tipul, când va oua gâsca mea, câte ouă va face gâsca mea, când va începe să se calce gâsca mea, nu se poate răspunde cu exactitate. Și inginer zootehnist dacă ești, și medic veterinar, și mare doctor în zootehnie, și ce vreți noastră, nu se poate răspunde cu exactitate la această întrebare. Contează foarte mult care sunt condițiile de creștere și îngrijire a păsărilor, contează cât de vitaminizate sunt, contează dacă primesc calciu, contează unde sunt ținute, dacă sunt ținute în aer liber, dacă sunt ținute în cotețe încălzite sau poate chiar luminate, contează când au fost făcute familiile, contează ce vârstă au păsările. Păi nu putem să așteptăm de la o gâscă de 8 ani aceeași producție de ouă ca de la o gâscă de 2 ani. Nu putem să așteptăm să înceapă ouatul în același timp. Foarte mulți crescători spun, domnule, gâștele mele, primele ouă cele mai tinere și ultimele ouă cele mai bătrâne.
La mine, la Tula, este exact invers. Primele ouă cele mai bătrâne și ultimele ouă cele mai tinere. Deci contează, iată, inclusiv rasa păsării respective. De asemenea, v-am spus, câte ouă fac? Nu știu. Nimeni nu poate să știe câte ouă face exact o gâscă într-un an. Eu am o gâscă Tula care anul acesta va depune pentru a treia oară. În primul an mi-a depus 7 ouă, parcă, dacă mi-aduc bine aminte. În al doilea an mi-a depus 9. În al treilea, probabil că nu va depune mai mult de 11 ouă. Chiar sunt curios. Am altă gâscă Tula care anul trecut a depus prima dată și mi-a depus peste 25 de ouă de ea, singură. Adică exact acea gâscă care a luat ouă acesta, gâsca bălțată. Deci sunt întrebări la care se poate răspunde. Aproape cu exactitate sunt întrebări la care nu se poate răspunde deloc. Trebuie să avem răbdare. Spune că n-au răbdare. Dar de ce nu-mi iau o și mie? Dar de ce nu se întâmplă un știe? Păi ai răbdare, omule. De ce? Pentru că, ia spune, ce le dai de mâncare? Păi dacă le dai mâncare când ți-aduci tu aminte sau le dai mâncare doar grâu, sigur că nu o și pasărea întârzie, pentru că nu primește ce are nevoie. Gâsca este precum calul, oameni buni. Are nevoie de vegetație în permanență. Nici eu nu am iarbă în curte. Am anumite zone cu iarbă și le dau drumul doar din când în când sau le aduc iarbă din alte zone. Dar în curtea propriu-zisă unde stau păsările nu am iarbă. Nu e ca alți crescători care au pășuni întinse. Însă, balotul de lucernă, balotul de fân, balotul de paie nu lipsesc. Pentru că păsările sunt precum caii, gâștele, repet, sunt precum caii și precum iepurii. Trebuie să consume, nu precum vaca și capra, care sunt animale ierbivore rumegătoare și care procesează mult mai bine materia vegetală, deci iarba, fânul. Ele sunt precum calul și iepurile, care sunt ierbivore nerumegătoare. Deci gâsca trebuie să consume foarte multă masă vegetală. Trifoi, lucernă, fân, otavă, paie, cocen de porumb. De asemenea, cât mai multe. Legume dați-le. Dați-le morcovi, dați-le țelină, dați-le păstârnac, dați-le fructe, mere, dați-le mlădițe de salcie. O să vedeți că mănâncă cu mare plăcere mlădițe de salcie. Și scoarță de copac mănâncă gâștele cu plăcere. Dați-le grit, ca la porumbei, pentru că au nevoie de lut. Au nevoie de calciu pe care și le-au din scoicile respective, din scoica aceea pisată care se găsește în grit. Dați-le cereale diversificate. Orz, ovăz, orzoaică, musai. Chiar dacă unele fac nazuri și nu prea o mănâncă. Grâu, porumb. O alimentație cât mai diversificată, dar indiferent câte cereale le dați, indiferent câte fructe și legume le dați, nu uitați să aibă, chiar dacă aveți iarbă și le scoateți la pășune, foarte bine, este minunat. Dacă nu aveți iarbă și nu le scoateți la pășune, musai să aibă în permanență baloți, astfel încât să mănânce lucernă, trifoi, fân, paie. Sunt unii care spun, domnule, am pus lada cu paie și m-am trezit că mi-am mâncat gâsca, toate paiele și n-au ouat în lada aia. Păi da, dar în afară de lada cu paie mai avea gâsca aia prin curte un balot pus undeva ca să mănânce din el? Nu. Păi și atunci ce te miri? Pentru că gâsca aia are nevoie de celuloză ca de aer. Are nevoie de materie vegetală ca de aer. Și sigur că a mâncat paiele din ladă. Dar dacă gâsca a avut toată iarna la dispoziție balotul cu paie, ea nu va mânca materialul pe care l-ai pus pentru cuib. Sunt foarte multe lucruri de povestit, de explicat despre gâște, despre modul în care se face incubarea oilor de gâscă, despre eclozarea oilor de gâscă, despre, chiar și despre recoltare, depozitare. Dar nu uitați ce spuneam și în prima parte. Ouăle să nu fie vechi. Cele mai sensibile sunt, spre deosebire de găini la care putem să punem și eu. Eu am pus la găini ouă vechi și de 3 săptămâni și de 4 săptămâni. Și unele din ele mi-au eclozat, dar la gâște nu merge așa. Ouă cât mai proaspete, cu cât mai proaspete, cu atât mai bine. Vă ouă 7 gâște. Prima, le aveți pe toate notate ouăle, după cum le-ați recoltat. În ziua în care le-ați recoltat, le-ați notat, da? Prima gâscă a căzut cloșcă. Puneți ultimele ouă pe care le aveți. Strângeți la toate și le puneți să fie proaspete. Și tot așa. Astfel încât creșteți șansele de eclozare ale bubucilor din acele ouă. Îmi spunea un crescător de gâște românești, domnule, zice, gâștele mele fac cam 7-9 ouă. Și eu notez pe fiecare în parte. În momentul în care a căzut prima gâscă,
Eu încep să număr că el punea ouăle pe fiecare gâscă în parte. Cum fac eu? Gâsca cenușie. Ou 1, 2, 3, 4, 5 și așa mai departe. Gâsca albă. Ou 1, 2, 3, 4, 5. În momentul în care gâsca cenușie a căzut cloșcă, el îi punea ouăle ei, nu ale altei gâște. Și începea invers. Care era ultimul ou? Ou numărul 10. Începea să-i pună. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 și așa mai departe. Și îmi povestea respectivul crescător, care are rezultate foarte bune în fiecare an, că nu pune mai mult de 10 ouă sub gâscă, pentru că sunt micuțe, nu le acoperă cum trebuie și așa mai departe. Și eu fac la fel. Niciodată nu pun mai mult de 10 ouă sub gâscă, uneori pun chiar mai puține. Am pus și eu și 13 și 14 și nu au fost rezultatele pe care le doream eu. Deci 10 ouă maxim este un număr optim. Din punctul meu de vedere, 8 ouă sunt de ajuns sub o gâscă. Dar putem să punem și 10, nu e un capăt de țară. Repet, eu am pus și 13 și 14 și nu au fost rezultatele prea bune pentru că erau prea multe pentru gâsca respectivă. Cam asta ar fi așa în câteva cuvinte despre ouăle de gâscă. Dacă mai aveți întrebări, le aștept pe canalul meu și voi încerca în limita timpului disponibil să răspund la fiecare în parte.